În atenția sportivilor înscriși în proba următoare ca de 5 ani, acesta având în vedere că se va desfășura pe același parcurs și același traseu, avem nevoie de 5 minute pauze pentru ridicarea obstacolelor. Deci, la 5 minute după terminarea acestei probe, se va da startul în proba 7 ca de 5 ani, unde avem un număr de 11 cupluri. Deci, repet, start în următoarea probă, la 5 minute după terminarea acestuia, unde avem un număr de 11 cupluri. La start numărul 12, Cenușa Alexandra cu locul